Nu știu cum făceați voi, dar eu aveam bucățele de ziar, șervețele scrise cu pix, cu creion, cu rând și scriam acolo chestii. Și dacă am avut timp să scriu mai mult, am înțeles ce am scris acolo. Dacă nu, erau fluturi albaștri în stomac, bășini cu miros de nu știu ce. Și ce dracu e asta, mă, mâncați așa ta? Pentru că eu, în momentul ăla, mi-era foarte... la mod, n-are cum, este o idee extraordinară, mă, n-am cum să uite. Și dacă notez astea trei chestii... Trei keywords... Da, eu ne-a fac legătură, dacă acum am făcut-o. Eu am făcut-o. Și am ajuns și am scos prunga, am întors-o pe masă și am început să-mi scriu glumele. Și când am scris, am avut 80 ceva de notări pe foaie, că nu erau glume, că erau ori început de premisă, ori un final de glumă. Era cam asta era. Veneau oameni și ne ziceau, bă, extraordinar, și am râs și m-am distrat și nu știu ce și bla bla. Și erau în sală 45 de oameni sau 30 de oameni sau 20 de oameni. Și noi ne gândeam, bă, ăștia dacă vor veni nouă și ne-au spus că a fost extraordinar, că puteau să tacă. Sigur, data viitoare când vin, o să le zic că, bă, am fost la spectaculul ăștia, am râs, dacă mai vin să vii. Noi am scris alte spectacole, care am zis că nu, am fost în Brașov, ne-au văzut 20 de oameni, gata. Asta e obsesia. Tot aia vin. Și o să vină constant și atunci. Și scrie alt material, am mers la show și în loc de 60 de oameni sau 40 de oameni, erau 25 de oameni. Care ați mai fost data trecută? Aplauda unul. Era unul de morți, mă, zis, ăia 30 care au zis că, bă, extraordinar. Ca după aia să aflu, cumva să fac legătura în timp, că ce s-a întâmplat. Oamenii care veneau în 2008, 2009, 2010 la stand-up erau niște oameni destul de deschiși la minte, niște oameni care erau, în vremea erau nișă. Pionerii publicului. Așa, erau nișă și foarte mulți din oamenii ori emigrat. Și atunci, dom'le, să-ți vină că erau plecați. Fusese criza în 2008 și... între 2009 și 2012 sau 2013 s-au golit orașele mici.